Da, da. Cel mai mare sediu comunal din județul Iași, la UE. O casă întreagă. Casa Mov, cu puteri, bravo. Da, da. Hai, hai, luați de aici. Hai, bebelușii. Hai că e cozonată, să nu mai e pâine. Da, da. Hai, pe toată lumea aici. Hai, rupeți. Ce faceți? Aveți forță? Cum îi dați jos pe ciocoi dacă nu puteți să pui un cozonat? Hai, rupeți de aici. Ce să fac mai întâi? Hai, mama, ia. Bravo, hai. Hai, rupeți. Foarte bine. Ce mai dorește? Poftiți, haideți. Hai. Pâine, ai îngrasă. Hai. Bine v-am găsit la Cucuteni aici, să trăiți de care dumneavoastră poate. Hristos a înălțat. Mulțumesc pentru această primire, mulțumesc gazdelor pentru casa asta la Violet. Totul o să fie Violet în această localitate mică, dar foarte însuflețită. L-ați cunoscut, presupun, pe Dan Diaconescu local, pe viitorul dumneavoastră primar de aici din localitate. Îl vedeți alături de mine și pe frat Bogea, viitorul președinte al Consiliului Județean, un tânăr istoric, un tânăr care va face, o să vedeți și el, revoluția aici în județ, fiindcă în sfârșit vor veni fonduri de la județ, din banii județeni și în localitatea dumneavoastră. Alături de mine, Florin Bondurățeanu, patriotul numărul 1 al României. Despre Cucuteni, despre Iași, despre Moldova, se vorbește deseori în toate manualele de istorie, în tot ceea ce înseamnă atestări documentare, dar se va vorbi foarte tare despre dumneavoastră din 10 iunie încolo, când dumneavoastră, cei care deja faceți echipă cu viitorul nostru primar de aici, cu viitorii consilieri locali, când dumneavoastră veți transforma această localitate lăsată de izbeliște, de ciocoi, o veți transforma într-o localitate nouă, o să faceți una ca afară, o să vedeți că și aici noi mereu ne vom întoarce ca să dăm exemplu la televizor celorlalți români de ce se poate face într-o localitate mică și amărâtă din Moldova. Fiindcă aici deja colegii noștri care răspund organizația locală, deja au creat locuri de muncă, deja vor mai crea în această zonă și au arătat deja ceea ce ei pot face. Cum ziceți dumneavoastră, fapte nu vorbe. Ori ei au arătat deja fapte, sigur că pot arăta mult mai multe când vor avea puterea împreună cu dumneavoastră, veți avea toți pâinea și cuțitul și fiecare vă veți tăia câte o felie din ceea ce vreți să fie localitatea dumneavoastră, adică din averea mare, care sper să o faceți aici împreună. Așa cum am împărțit în mod simbolic pâinea, care de fapt era un cozonac, așa cum era oferită de dumneavoastră, am împărțit în mod simbolic cu fiecare de dumneavoastră, așa vreau să împărțiți împreună cu viitorul primar și împreună cu Vlad Vojea tot ceea ce veți redobândi aici pe plan local. Aș vrea să vă luați înapoi toate averile curate de ciocoi în ultimii 22 de ani și să-i trimiteți la pușcărie, dacă dumneavoastră îi considerați vinovați, că știți vorba aceea noastră, banii înapoi și voți la pușcărie. De asemenea, eu vreau să vă rog și pentru copiii dumneavoastră de aici sau nepoții din localitate care n-au drept de vot, să o faceți dumneavoastră și să-i pedepsiți pe ciocoi, să nu așteptați încă 4 ani sau 8 ani și mai ales vreau să vă aduceți toți copiii acasă, înapoi, cei care sunt prin străinătate, pe nepoți, pe părinții, care sunt în pribegie undeva departe, în căutarea unor locuri de muncă. Cu alte cuvinte, vrem să creăm și mai multe locuri de muncă aici în localitate și în împrejurim și evident în județul Iași, astfel încât dumneavoastră să fiți fericiți
Adică prețurile pe aici la dumneavoastră sunt ca în Occident, să trebuie urgent să fie și salariile și pensiile ca în Occident. În speranța acestei vieți mult mai bune, ca pe care o să o veți, o să o aveți, vă garantez, din 10 iunie încolo. Eu vă mulțumesc anticipat. Îl rog și pe Vlad Pogea să vă zic două cuvinte, fiindcă cu el vă veți împărți banii județului Iași. Și pentru prima oară, după 22 de ani, vom urmă aceea ce trebuie. Eu aș vrea să-i felicit pe viitorul primar al Comunii Bucureni, domnul Ionuțu Panda, și pe președintele organizației noastre, domnul Laurian Ilie, pentru că în cea mai mică localitate din județ au reușit să facă cel mai mare sediu comunal al Partidului Poporului Dan Diaconescu din județul Iași, această casă violet. Și Doamne ajută pe 10 iunie, când și pe Simirat de la Casa Pătrată, din șefia Consiliului Județean, schimbăm pe toți din cele 98 de municipii, orașe și comune ale județului, pentru că ceea ce Dan Diaconescu a creat în 19 septembrie 2011, cel mai frumos și cel mai patriot partid al României, trebuie să ajungă la putere. Doamne ajută! Bine, fiinte acestor nume, parcă predestinat, Ionuțu Panda, primarul dumneavoastră, viitorul primar, este o trufanda, să spunem așa, o noutate a clasei politice din România, mai auzi un om care vorbește foarte puțin, dar face foarte, foarte mult, dar la rândul lui are un mic urmaș aici în localitate. Spuneam, Ionuțu Panda, să-l vadă toți telespectatorii români din România și din Sănătate, încă, repet, înainte să devină primar, este clar că el va fi primar, fiindcă aici în această curte mare, cum spunea Vlad Pogea, și în acest sediu mare, sunt toți locuitorii comunei, toți cei cu drept de vot, fiindcă ați auzit comuna e destul de mică, mai toți au plecat în străinătate, din păcate. Spuneam, Ionuțu Panda nu este doar viitor al acestei comune, probabil va câștiga cu peste 95% din voturi. Dar este un om, sau singur om din localitate, care a creat deja o mulțime de locuri de muncă și care va mai crea, desigur, astfel încât eu sper că această localitate să fie prima din România, mare atenție la ceea ce voi anunța acum, care în 2012 deja să nu mai aibă niciun fel de șomer. Și apoi, rând pe rând, alte localități din județul Iași, și apoi eu cred că județul Iași să fie primul fără șomaj în România, în scurtă vreme, asta desigur, și după ce vom prelua Guvernul și Parlamentul și mai ales președinția țării. De-aia spun că în România sunt 3183 de localități, mai mici sau mai mari decât cea în care vă vorbesc acum. Dar în această localitate, Ionuțu Panda, împreună cu poporul din localitate, vor schimba istoria și dacă vom reuși împreună să mai găsim încă 3182 de Ionuțu Panda și să facem o mare adunare, o mare familie de pandale politice în toată țara, credeți-mă, o să dăm o mare lovitură. Acolo unde este locul, deci locurile 4, 5, 6, 7 în Europa, adică acolo în frunte, fiindcă avem tot ce trebuie. Avem bogăția resursului, avem oamenii cei mai harnici din Europa, care astăzi îi îmbogățesc pe alții, pe italieni, pe germani sau pe spanioli. Avem un administrator cum este tânărul Ionuțu Panda din localitatea noastră și avem și un viitor strălucit pentru copilași și măști. Așadar, vă mulțumesc pentru felul în care veți scrie istoria aici la Cucuteni. Noi, sigur, când vorbim de Cucuteni, noi am citit prin manuale Cucuteniu de Iași despre acelea testări vechi în omenirii. Așadar, istoria se repetă și după alte mii de ani apare localitatea, o localitate Cucuteniu din Iași, apare o revelație vorba de poporul din Cucuteni și de liderul lor, Ionuțu Panda, care aruncă ciocoii afară din localitate și nu mai lasă niciun fel de șomer în localitate, în sensul că toți vor avea de muncă în sfârșit, fiindcă peste tot românii nu ne cer nici bani de pomană, măcar nu ne cer atât de insistent cei 20.000 de euro, toți vor doar locuri și locuri de muncă. Și asta o să vă dea Ionuțu Panda împreună cu Vlad Hocea. Vă mulțumesc anticipat pentru ceea ce veți face. Ați văzut alături de mine și pe doctorul de suflet, patriotul național Florin Condurățeanu. Măcar pentru frumusețea, vă pupă suflet! Măcar pentru frumusețea numelui ăsta Ionuțu Panda, cum poate să sune frumos și pentru faptul că Trufanda cel mic venind la întâlnirea cu Dan Diaconescu și-a dat cu gel modern pe păr, are păr zburlit și are o figură doritoare de frumos în viața lui. Diaconescu vă garantează frumos pentru viața tuturor de țări. Mulțumesc, Nicolae, nu uitați că v-am întâmplat și alegeți, fiindcă nici nu știți ce pierdeți. La revedere! Mai poftim la noi, domnule Codiu! Vă dau mereu de exemplu în toată țara.
Cunoscută localitate a județului Iași, dar și cea mai violet localitate. Uitați-vă în toată mulțimea, toată așezarea e deja violet. Cred că alegerile din 10 iunie nici nu mai au rostul, alegerile au fost făcute deja în inima în sufletul dumneavoastră și domnul Vasile Boianu este deja primarul dumneavoastră al Cotnariului din 10 iunie încolo oficial, dar deja din această clipă e în inima noastră. Vasile Boianu, după cum știți, e un fel de Dan Diaconescu local, un om cinstit, un om corect, plecat și el de jos, de la firul ierbii, cum suntem acum, cum stăm pe această iarbă, de la talpa țării, de la talpa poporului, un om care nu știe să fure, un om care nu știe să mintă, un om, spuneam ca și mine, sigur, care n-a apărut până acum la televizor, dar de acum încolo o să tot apară, fiindcă o să se ducă buhul, cum se zice în toată țara, sigur, dumneavoastră erați deja celebri, mulțumit acestui vin de aur,
dar de acum încolo să fiți celebri, observând ceilalți locuitori celorlalte localități din Iași și celorlalte județe, cum această localitate va prospera, cum în această localitate nu vor mai fi deloc șomeri și cum din această localitate, de pe urma activităților extinse ale primăriei dumneavoastră, vor începe să apară profituri, adică nu numai că Vasile Băianu nu se va mai atinge de banii dumneavoastră, ci din potrivă va face și alții plus și din aceste plusuri se vor împărți câte jumătate din profituri în fiecare lună pentru fiecare dintre dumneavoastră, așa după cum va merge treaba. Și o să vedeți că o să vă simțiți proprietari în sfârșit pe Codnari, proprietari pe viața dumneavoastră, o să vă simțiți în sfârșit stăpâni, nu o să mai fiți slugi prin alte țări, nu o să mai fiți sclavi la dumneavoastră aici în România și vom declara și această localitate, vom pune câteva plăcuțe din 11 iunie încolo la intrarea în localitate, acolo unde scrie și acum Codnari, vom scrie deasupra localității, într-un alt dreptunghi frumos, zonă liberă de ciocoi. O să declarăm Codnari o zonă liberă de ciocoi, oameni care vor plăta din localitatea dumneavoastră. Înainte de a vă prezenta și ceilalți prieteni ai mei de suflet de aici de pe scenă și înainte de a vă spune că mai sunt doar câteva zile când dumneavoastră încă veți fi jos și cei care vă conduc vor fi sus, eu cred că lucrurile se vor inversa și domnul Vasile Băianu și domnul Vlad Hogea, viitorul președinte al Consiliului Județean, vor fi niște angajați de-ai dumneavoastră, dar dumneavoastră veți fi șefii lor, așa cum este normal pe toată planeta. Dumneavoastră le dați câte un salariu în fiecare lună, dumneavoastră trebuie să le cereți o socoteală, să-i întrebați mereu ce au făcut cu banii dumneavoastră, în ce investesc banii, cum vă administrează colectivitatea și, desigur, mereu să-i apostrofați sau mereu să-i felicitați după caz. Deci dumneavoastră trebuie să vă simțiți, să fiți, în sfârșit, stăpâni pe bune, stăpâni în propria dumneavoastră localitate. Spuneam așadar, înainte să vi prezint pe colegii mei, vreau să mulțumesc în mod special tuturor doamnelor din Codnari, cu care m-am mai întâlnit, am mai fost pe aici, în localitatea dumneavoastră, acum ceva vreme, tuturor telespectatorilor mele din Codnari, tuturor doamnelor cu care îmi petrec nopțile, cu care stau până dimineața în zori, cu care mă culc și cu care mă trezesc, cum spuneți dumneavoastră mereu, adică tuturor amantelor din Codnari, mai pe scurt, le mulțumesc mult și pentru vinul bun cu care m-ați primit. Așa după cum știți, vinul meu preferat este vinul de Codnari și preferat sigur nu numai de dumneavoastră, dar și de mulți alți români. Eu vreau să fie cât mai preferat și de străini, de foarte mulți străini, să nu mai faceți față cu producția dumneavoastră la export și să vă îmbogățiți de pe urma vinului, dar și de pe urma altor activități. Le mulțumesc oricum și bărbaților din Codnari pentru felul în care ei lucrează, muncesc în această localitate, o localitate care de bine de rău stă destul de bine la capitolul acesta al locurilor de muncă, dar nu e suficient, trebuie, spuneam, să dăm și celorlalți oameni din Codnari cât o pâine cât mai albă, cât un salariu cât mai bun și mai ales ajutoare sociale cât aveți nevoie și, desigur, când vom vorbi despre preluarea alegerilor parlamentare, despre câștigarea guvernului la București, să vorbim și despre mărirea salariilor dumneavoastră și a pensiilor dumneavoastră, a celor care lucrează la stat și a celor care între timp v-ați pensionat sau sunteți pensionați deja. Eu vreau ca acest Codnari, ăsta e visul meu, deși nu sunt de aici, de la dumneavoastră din localitate, dar vreau ca acest Codnari să devină mai frumos decât îmi doresc să devină caracalul meu, fiindcă aici tot timpul, de câte ori am venit, m-am simțit ca acasă și acum l-am rugat neapărat pe Vlad Hogea, care m-a invitat la el în județ, să vizitez cât mai multe comune, cât o să apucăm până la noapte. L-am rugat neapărat că vreau să trec și prin Codnari și iată ce surpriză mi-a făcut să văd atâtea șepci violet la un loc și atâtea zicouri și atâtea tineri frumoși și atâtea domni serioși și atâtea doamne respectabile. De-aia o să rămânem cu această imagine pe retină multă vreme, cu această mulțime violet și eu sper că atunci când ne vom reîntoarce să-l sărbătorim pe Vasile Băianu și pe dumneavoastră poporul din Codnari după 10 iunie încolo, să fiți toți violeți, violeți complet și totul să fie violet în această localitate, inclusiv pe etichetele de la Codnari să punem și puțin violet acolo ca să se ducă zvonul în toată România și în toată țara. De-aia eu vă mulțumesc că anticipat că ați alungat deja pe ciocoii din localitate. Cred că toți oamenii cu drept de vot din Codnari sunt aici oricum în jurul nostru. Sigur, mai puțin ciocoii. Ciocoii cred că au fugit deja de frica dumneavoastră. Le-ați băgat spaima noastră. Chiar dacă dumneavoastră aici aveți mai mult viță de vie, vă ocupați cu strugurii, sunt sigur că nici la dumneavoastră în localitate nu mai există de mult morcovi, e o criză mare de morcovi, fiindcă toți morcovii au intrat în fundurile ciocoilor din Codnari și s-au dus așa
au plecat cu tot cu morcov de la dumneavoastră, dar bine că am scăpat de ei în orice caz. Acum spuneam, alături de mine, ca să vă mai dea încă un suflu, deși nu știu dacă mai aveți nevoie, încă o speranță, ca să vă mai panseze rănile pe suflet, l-am invitat neapărat la Codnari, să vadă Codnarul meu, cum îmi place mie să spun, aici unde eu am mai făcut niște extrageri și am făcut niște români fericiți și le-am dat niște lingouri de aur unor telespectatori ai OTV-ului. L-am invitat așadar să vadă minunea MOV din Codnari și pe Florin Condurățeanu, patriotul numărul 1 al țării. Vă pup pe suflet, oameni frumoși, calzi la inimă, harnici, mândri și atât de ospitalieri, dovadă primirea întregii suflări a localității Codnari, pentru că e o mulțime care ne fericește sufletul pentru că s-a întâlnit cu noi. Eu nu sunt moldovan și totuși iubesc Moldova extraordinar. Și când cineva îndrăznește să minimalizeze așa Moldova pe care eu o consider meleagul excelenței neamului românesc, eu spun atâta. Cele mai frumoase femei și cei mai zdraveni și falnici flăcăi sunt din Moldova. Cel mai teribil suflet românesc e Moldova. Iar în materie de genialitate, păi spunem Eminescu, spunem Iorga, spunem Creangă, spunem Andreescu, spunem matematicianul Moisil, Dimitrie Cantemir, considerat cel mai erudit și cel mai deștept domnitor de totdeauna al continentului european și în spatele acestor nume nu mai încape nimic. Nu încape decât dumnezeire coborâtă pe pământul Moldovei. Vreau să vă asigur de ceva, că dumneavoastră, atât de frumoși cum sunteți, meritați tot ce e mai frumos și mai bun pe lume. Ceea ce niște nevolnici v-au răpit, guvernanții care s-au rotit și și-au dat o ștafetă otrăvită să prăbușească România. Și prăbușind România, au prăbușit fiecare familie de români. Eu nu vă propun decât atât. Gândiți-vă că toți din spectrul politic au fost la guvernare și fiecare a adâncit sărăcia nedreaptă, gărăzită de acești nevolnici poporului român. O singură forță a apărut nouă, care trebuie să fie încercată, cu atât mai mult că este un partid creat de un patriot deștept și puternic care e Dan Diaconescu, atât de cum se cade și de delicat, nu s-a răstit niciodată la nimeni, n-a spus nimănui o vorbă urâtă, cum Băsescu s-a răstit la poporul român anunțându-l că îi prăbușește salariul. Și în loc să spună, oameni buni, e o perioadă grea, om venea, ne-am descurcat, a spus, voi sunteți de vină, voi nu munciți. S-a răstit la poporul român. Diaconescu are o religie, un cult pentru poporul român. Și în toată strategia lui, în toate planurile care devin operative cu vrerea dumneavoastră după alegeri, toate acțiunile nu vizează decât să îmbunătățească viața românilor care oftează. Și mai spun o frază și cu asta basta. Tot ce a făcut Diaconescu a însemnat succes. Și dacă îi dați prin vot, un vot înțelept, viitorul țării și al tuturor românilor, vă garantez eu că e succes și că el nu vă va dezamăgi niciodată. Trăiască Iașul, Moldova și poporul român! Știm cu toții noi bărbații de aici din Codnari, știm că femeile sunt șefele noastre, știm că tot timpul am fost și suntem sub apucul doamnelor, știm că
tot timpul telecomanda în continuare, o țin tot femeile și mereu vă obligă să vă uitați pe OTV când dumneavoastră mai vreți la câte un meci sau la câte un film. Așa și noi am pățit și am pus-o în fruntea partidului nostru, cel mai important partid politic românesc al momentului. Am pus-o femeie, ca și dumneavoastră din popor, de undeva din Arad, vine Simona Man, președinta PPDD, vine direct la continuare. Bună ziua și bine v-am găsit! În primul rând vreau să vă felicit pentru numărul mare în care vă aflați astăzi aici și pentru faptul că ați rupt din timpul dumneavoastră liber și ați venit să ne vedeți și să ne ascultați. Dacă noastră ați venit astăzi aici doar să ne vedeți și să ne ascultați, am convingerea că pe data de 10 iunie vă veți lua și rudele și vecinii și prietenii și veți ieși la vot. Veți vota schimbarea. Votați PPDD! Îți dau acum la microfon pe viitorul președinte al Consiliului Județean Iași, Vlad Hogea, un istoric, un jurnalist, un om tânăr, primul din fruntea județului noastră de după Revoluție, care nu se va atinge de banii județului, fiindcă nu știe să fure, ci dimpotrivă va încerca împreună cu dumneavoastră să trimită cât mai mulți bani aici la Codnari, cât mai mulți bani din județul Iași. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc în numele organizației județene a PPDD Iași și în numele organizației noastre din Codnari, pentru că ați venit la această atât de superbă adunare violet. Dacă am uneori îndoieli că mai există o localitate din țară în care poate nu vom scoate primar la aceste alegeri din 10 iunie, întotdeauna îmi vine inima la loc, pentru că știu că la Codnari deja avem primar. Domnul Vasile Băianu, nu se știe încă dacă va avea 90 sau 95%, dar lucrurile sunt simple. Urmează să vă vedeți alături, dacă au venit toți vecinii, dacă au venit toate satele. Suntem peste tot în Codnari, așa cum suntem peste tot în județul Iași și în toată țara. Un partid nou, un partid tânăr, un partid care îl are ca președinte aici pe domnul Constantin Mălăuț, care îi mulțumesc pentru tot ce a făcut în partidul nostru. Un partid care îl are la primăria Hârlău pe domnul Alexandru Șalariu, nou venit și el în politica ieșeană, care îl are la primăria Scobinți pe domnul Constantin Stavarache și el o tânăr de mare viitor, viitorul primar al comunei Scobinți. La Deleni este domnul Teofil Petriță Furtună, care e câștigător detașat al acestor alegeri. Așadar a venit toată zona de nord, zona limitrofă, pentru a sărbători împreună Codnariu, ceea ce el reprezintă pentru cei care scriu istoria și pentru cei care fac istoria. Mulțumim, Dan Diaconescu, pentru că împreună cu poporul român ai găsit, după 22 de ani, calea către schimbare. S-a dovedit că Băsescu și USR sunt aceeași mizerie. Guvernarea actuală confirmă tot ceea ce tu și noi am spus de-a lungul anilor. Singura schimbare reală din România o reprezintă Partidul Poporului, Dan Diaconescu. V-a vorbit așadar Vlad Hogea, viitorul președinte al Consiliului Județean și acum intră în scenă, preia microfonul, eroul dumneavoastră local, eroul acestei întâlniri magnifice cu dumneavoastră cei de aici, viitorul primar de Codnari, Dan Diaconescu local, domnul Vasile Băianu. Mulțumesc, domnul președinte, mulțumesc din Stefana din Ame care sunteți alături de noi. Eu împreună cu dumneavoastră o să încercăm să scoatem toate problemele astea care sunt la noi în comună, drumuri, apă, canalizare. Încercăm să le rezolvăm pentru că altfel nu se mai poate. Deci îmi iau un angajament că împreună cu dumneavoastră și pe echipa care o am din consilier, o să le rezolvăm pe toate. Mulțumim foarte mult de vizită și îmi iau angajamentul că vom rezolva multe probleme în comună. Mulțumesc mult! Acestea fiind zise, eu vă invit să nu ratați acest mandat al viitorului dumneavoastră primar, să nu ratați ceea ce se va întâmpla după alegeri, atât aici în Codnari, cât și în județul Iași, să nu ratați cumva, fiindcă nici nu știți ce pierdeți, cum spunem noi la OTV, și mai ales să nu ratați această întâlnire extraordinară cu istoria, în care dumneavoastră veți face un gest nemai întâlnit în ultimii 22 de ani, vă veți împotrivi actualului regim, unui regim care a ținut 22 de ani, un regim care doar a prăbușit, a jefuit, a distrus ceea ce se făcuse de către popor înainte de 89,
un regim care ajunsese să vă fure până și speranța, după ce vă furase toți banii din buzunar, o șterpelise inclusiv speranțele, iar noi încercăm împreună cu dumneavoastră, cu toți ceilalți, să vă readucem speranța aici la dumneavoastră localitate. Și până când speranța se va transforma în certitudine, mai sunt doar câteva zile, moment în care dumneavoastră veți lua puterea și sper să nu mai lăsați niciodată din mână, măcar până când în această țară totul va intra normal, adică salariile și pensiile să fie ca și în Europa, fiindcă prețurile sunt de mult ca și în Europa, aici în Codnari. Și aș vrea ca dumneavoastră, când o să ne mai tot reîntâlnim aici la Codnari, și o să vin cu domnul Hogea și cu domnul primar, peste 5, 6, 7 ani, nu mai mult de 8 ani, fiindcă știți că vom da o lege la toamnă, atunci când vom câștiga guvernarea, în care vom limita numărul de mandate la primari și la președinții de Consiliu Județene la 2, deși domnul Hogea și domnul Cuianu vor sta 8 ani, doar 8 ani, în fruntea dumneavoastră. Dar asta spuneam, visez la un moment, poate peste 6, 7 ani, când voi veni pe aici prin Codnari, ca președinte al dumneavoastră, dacă dumneavoastră mă veți dori, și dumneavoastră să protestați. Și dumneavoastră, asta e visul meu, să protestați așa peste 7-8 ani și să ziceți jos Iaconescu, jos Hogea, jos Băianu, că ne dă doar 2000 de euro pe lună și nu ne dă 2500 de euro pe lună. Asta vreau eu, să protestați atunci la adresa noastră și apoi după noi, după acești 8 ani, să vină alții și mai buni decât noi, mai înalți, mai frumoși, mai puternici, mai tineri, care să vă dea salarii și de 2500 sau de 3000 de euro, fiindcă dumneavoastră românii nu numai că sunteți muncitori și harnici, dar ați fost și blagosloviți de Dumnezeu cu aceste zone extraordinar de frumoase de jur împrejur și mai ales mănoase, cu acest teren fantastic, cu acest vin extraordinar. Nu uitați că atâta timp cât trăiți în zona viticolă numărul 1 a României și atâta timp cât faceți cel mai bun vin din România și evident putem spune cel mai bun vin din Europa, cred că aveți și dreptul dumneavoastră să aveți salarii și pensii cum au francezii în zona în care fac șampania sau cum au italienii în zona în care fac vinurile lor faimoase sau cum au alte popoare ale planetei. Credeți-mă, acest moment va veni mai devreme sau mai târziu și se va face dreptate. Până atunci, al dumneavoastră Dan Diaconescu, fiu, nepot, copil, tată, vă spune la revedere și vă invită să anul natal reîntâlnirea cu noi, în care vom sărbători tot cu acest câmp, victoria în alegeri a dumneavoastră, victoria din iunie și apoi să pregătim și mai bine victoria din toamnă, ca apoi într-un final, în 2013, să sperăm să fie anul cu ghinion al lui Băsescu și să cadă și mega ciocoiul cu semnul acesta nostru celebru, jos Băsescu, și toată lumea știe acest semn. Și nu uitați semnul nostru, al PPDD, semnul lui Vasile Băianu și al lui Vlad Hogea, cine ține strâns pumnul, ajunge inevitabil numărul 1, ăsta e semnul victoriei, semnul și al like-ului de pe Facebook și îi rog pe toți tinerii care mi-au făcut poze sau ne vor face poze în continuare să-mi dea și mie un like de seară, să-mi trimită fotografiile de la Codnari, să vorbim și prin intermediul internetului, dar să nu uităm acest semn al victoriei, un semn care se făcea și în antichitate, atunci când cineva trebuia să trăiască, se făcea acest semn și când cineva trebuia să moară, să dispară, se făcea acest semn. Așadar, ca un alt peste timp, peste istorie, peste mii de ani, aici, în Codnari, vă invită și istoricul Vlad Hogea, dar și viitorul primar Vasile Băianu să rescrieți istoria. Și mai avem aici un primar de la Fântânele, domnul Constantin Gherasă, care va câștiga și el acolo, așa cum va câștiga și domnul Vasile Băianu. Doamne ajută! Dreptatea! Am văzut lumea plină de lume, dar am văzut și multe răutăți. Am văzut cunoțate lângă tine, ne arătă prea multe nedreptăți. Am văzut lumea plină de iubire, dar am văzut și multe răutăți. Nu mă spărați! Să trăiți! 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 Să trăiți!
și tu.